Bună seara și bine v-am regăsit. Stăm de vorbă astăzi cu domnul Andrei Spânu, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale și vicepremier în guvernul Gavrilță. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule ministru, n-am să trec în revistă tot ceea ce vom discuta în această seară, dar sigur că discutăm despre criza energetică, drumuri, discutăm mai mult decât de obicei. Sper să obținem și răspunsuri. Prima întrebare este care a apărut astăzi după un anunț făcut de autoritățile din stânga Nistrului, după o ședință a lor acolo, e că ei au fost informați acolo că Gazprom reduce cu 40% livrările din luna noiembrie. Chișinăul a primit vreo informare oficială? Am văzut că domnul Ceban de la Moldova, șeful Moldova Gaz, spune că nu. Mă interesează care sunt informațiile de care dispuneți dumneavoastră. Din ce cunosc eu, nici cei din partea stângă și nici cei din partea dreaptă nu au primit o astfel de informație. Păi despre ce vorbesc atunci? Eu pot doar să am o presupunere că vorbesc despre situația în care Gazprom nu va rezerva capacități suplimentare pentru luna noiembrie, adică acea cantitate de 5,7 milioane de metri cubi de gaze va fi menținută și pentru luna noiembrie. Însă, ținând cont că în luna noiembrie se recește timpul și consumul crește, aceste 5,7 milioane metri cubi vor ajunge deja pentru mai puțin decât în luna octombrie. Da, eu vă spun din ceea ce am citit pe site-ul oficial, la acea ședință s-a discutat despre faptul că din 1 noiembrie Gazprom reduce cu 40% livrările și ei deja au dispus ca să primească mai puțin gaz, cele trei unități importante consumatoare, cei mai mari consumatori din stânga Nistrului, și anume uzina de la Râbnița, cea de ciment și cea de metal și centrala de la Cuciurgani. Evident că dacă nu se vor face rezervări suplimentare de către Gazprom, în condiția în care timpul de afară se recește, cele 5,7 milioane de metri cubi pe zi care le primește malul drept și malul stâng vor acoperi mai puțin decât acoperă în luna octombrie. Dar dacă se întâmplă așa, da? Așa cum spun cei din stânga Nistrului, cum ne descurcăm? În primul rând, noi trebuie să facem economii și asta am făcut prin mesajul public în care am venit cu un îndemn către toți cetățenii să economisim energie electrică și gazul în această perioadă, pentru că toată lumea știe că este o perioadă complicată pentru întreaga zonă. Doi, dacă vorbim de gaz, noi vom achiziționa gaz de pe piețele internaționale și vom asigura cetățenii noștri cu suficient gaz. 3. Termoelectrica trece la păcură, deci deja a trecut integral la păcură și nu mai folosește gaz. Deci vom implementa acele măsuri pe care le-am aprobat în hotărârea de guvern cu privire la pregătire de sezonul de încălzire. Și curent de unde luăm? Că deocamdată 70% din necesar ne livrează centrala de la Cuciurgani. Dacă nu are suficient gaz, de unde luăm curent? În primul rând, capacitatea de producere a curentului electric în noiembrie va crește, deci termoelectrica și CET Nord va produce mai mult curent electric pentru malul drept. În același timp, suntem în discuție cu colegii din România să vedem dacă putem procura mai multă energie electrică din România sau de pe piețele europene. Suplimentar, vedem care este situația și în Ucraina. Dacă lucrurile se vor schimba sau se va restabili anumite capacități de producere, am putea să luăm și din Ucraina. La situația legată de importul de curent din România revenim un pic mai târziu, pentru că am vrut acum, pentru început, tot mă pregăteam să vă adresez aceste întrebări și tare mă bucur că am ocazia. Sper că am înțeles eu corect ce s-a discutat acum câteva săptămâni aici în studio, unde au fost prezenți experții Vyacheslav Ioniță și Victor Parlikov. Așadar, Gazprom a confirmat în octombrie livrarea 5,7 milioane de metri cubi pe zi. Da. Față de circa 8 milioane cât e necesar. De cât unde? Este conform contractului. Așa. De unde a apărut această cifră de 5,7 milioane de metri cubi pe zi? Deci acestea sunt rezervările anuale făcute de Gazprom în relația cu
Naftogaz Ucraina, sunt rezervările de tranzit anuale, zilnice, între acești doi operatori. Păi și întrebarea este, noi, dacă am știut despre asta, de ce nu am solicitat? Noi am solicitat. Păi și de ce asta figurează în contract atunci? Deci, haideți, vă rog, să facem deosebire dintre capacitățile de tranzitare a sistemului de transport și volumul de gaz propriu-zis. Aceste rezervări anuale care s-au făcut pentru tranzit, ele s-au luat cifra medie sau cea mai mică necesară, 5,7 milioane de metri cubi pe zi și în fie, cum, anual, în fiecare zi, Gazprom are rezervat această capacitate de transport, nu de gaz, pe conducta de tranzit. Conform contractului, Gazprom este obligat să livreze volumul de gaz și pentru asta poate face rezervări lunare sau zilnice pentru capacități suplimentare. Și era obligat, și noi am spus că din punctul nostru de vedere este o încălcare a contractului. Deci Gazprom era obligat să rezerveze capacități mai mari de transport ca să poată livra acea cantitate de gaz care este în contract. Ați văzut motivul pe care l-a invocat Gazprom, că e de vină Ucraina. Noi am primit informație și inclusiv colegii din Ucraina au făcut public informația că nu este o problemă de partea lor și dacă Gazprom solicită rezervări suplimentare de transport, atunci Ucraina sunt gata să le livreze. Păi și tot n-am înțeles cum a apărut această cantitate, pentru că zabrănirăvanie dlea Gazprom, ca să e în limba rusă, aici se vorbește despre o cantitate, un volum de 5,7 milioane metri cubi. Corect. Pe zi. Pe care Gazprom deja o are rezervată la, pentru tranzitul prin Ucraina. Celelalte capacități se fac, rezervări de capacități se fac suplimentar la aceste volume pe care ei deja le au. Ei deja le-au achitat, le-au făcute și nu este nevoie de rezervări suplimentare. Pentru aceste 5,7 achită Gazprom, pentru celelalte capacități pe care Gazprom le trebuie să le rezerveze suplimentar, achită Moldova Gaz sau Tiraspol Transgaz și Moldova Transgaz. Gazprom a mai... Nu, că o să dezbatem fiecare chestiune, pentru că totuși, poate eu nu înțeleg, poate pentru alții e mai ușor să înțeleagă, dar eu nu am înțeles. Doamna Bogdan, haideți să încercăm altfel. De ce? Să ne imaginăm că noi avem un contract pe 5 ani semnat, da? Uh-huh. Și Gazprom a semnat un contract cu de tranzit în care pentru următorii 5 ani eu rezervez 5,7 milioane metri cub pe zi și pentru ele achit. Deci aia este contractul semnat, sunt toate rezervările făcute anuale. Așa, la un moment dat apare un contract între Moldova Gaz și Gazprom care spune, uite, pe câteva timp luni de iarnă eu am nevoie mai mult, nu doar să transportați mai mult decât 5,7. Și spune că am nevoie de 8. Deci, și unde figurează această cifră? Ea se coordonează în baza solicitărilor lunare. Spre exemplu, Moldova Gaz, dacă nu greșesc, cu 10 sau cu 15 zile înainte de sfârșitul fiecărei luni, face solicitarea către Gazprom și spune, uite, eu am nevoie mai mult decât aceste 5,7. Gazprom, în mod normal, pentru că este în contract volumul de gaz deja specificat, trebuie să refacă aceste rezervări, după care Moldova Gaz achită pentru tranzitul suplimentar prin Ucraina. Acum, Gazprom nu a făcut aceste rezervări la sfârșitul lunii septembrie. Uh-huh. Pentru luna noiembrie, azi a fost termenul limită ca Gazprom să facă rezervările suplimentare pentru luna noiembrie. Iarăși nu le-a făcut. S-ar putea să le facă zilnice, adică pe data de 30 octombrie să facă pentru 1 noiembrie, 1 noiembrie să facă pentru 2 noiembrie, astfel ca să livreze toată cantitatea de gaz conform contractului. Așa. Ok. Revenim la aceste 5,7 milioane metri cub. Acum câteva săptămâni, expertul Vyacheslav Ioniță a declarat aici în studiu, cred că sunt două, trei, nu știu cât a trecut de atunci, că în contractul încheiat anul trecut cu Gazprom a fost introdusă o clauză potrivit căreia, pentru volumul ce depășește 5,7 milioane metri cub, despre care ați spus dumneavoastră mai devreme, așa, se plătește taxă de tranzitare a teritoriului ucrainean.
Da. De ce a fost nevoie? De unde? Dar nu a fost introdus, a fost și precedent. Păi, domnia sa spune că s-a introdus în 2021, când a fost semnat acest... Nu, ea a fost și înainte de asta introdusă. Deci ea a fost acolo. Deci nu este o chestie nouă. El spune că nu este adevărat și... Pe mine nu mă interesează ce spune. Eu am spus că nu... Deci, din păcate, acest personaj despre care vorbiți spune falsuri. Nu este adevărat. Deci, este o prevedere mai veche. Tot ce trece de 5,7% este adevărat, este achitată de Moldova Gaz, o parte este achitată de Tiraspol Transgaz, altă parte este achitată de Moldova Gaz pentru volumele suplimentare. Cât achită Moldova Gaz și cât achită Tiraspol Transgaz? În funcție de ce? Cum știm noi? Păi în funcție de cât gaz, în funcție de cât gaz consumă peste aceste 5,7. Din declarația pe care a făcut-o Vadim Ceban câteva săptămâni în urmă, pentru 6 luni anul sau pentru iarna trecută, au achitat 5 milioane de dolari. Da, asta am văzut ultima cifră și am văzut și eu această declarație. Deci asta înseamnă taxă pentru tranzitare? Pentru tranzitarea volumului suplimentar la celă 5,7. Da, dar asta este pe perioadă mult mai lungă din ceea ce am văzut eu în documentare. Deci nu este numai pentru luna octombrie a acestui an. Nu, deci v-am spus, este pentru iarna trecută, 3 luni din 2021, dacă nu greșesc, 3 luni din 2022. Deci este pentru o perioadă mai lungă de timp. Corect. Da. Păi atunci, încă o dată întreb, să începem de la început, după ce criterii și cum se decide cât gaz se duce pe malul stâng, vorbim din cantitatea suplimentară. Păi în contract o să vedeți că sunt cifrele pentru malul stâng și malul drept. Deci, vedeți... Din cantitatea suplimentară, ceea ce depășește 5,7 milioane? Este volumul total de gaze, se face calculul cât din 5,7 și diferența este plătită de... Da, haideți să ne uităm. Pentru că eu... Nu, dar e simplu, uitați, deci dacă vorbim de... Asta este... malul drept și este malul stâng. Uh-huh. Dacă vorbim de noiembrie anul trecut, 148 a fost pentru malul drept, 186 pentru malul stâng. Se fac calculele proporțional. Taxa de tranzitare vorbim, da? Sau da, inclusiv și taxa de tranzitare. Și se face proporțional și se achită sumele. Adică eu, în general, nu înțeleg cum, așa numitul expert, cum i-a zis domnul Ioniță, se întreabă și bine, se pun niște întrebări și este bine ca să aflăm și noi răspunsuri, să înțelegem despre ce este vorba. Este una să pun întrebări, doamna Box, și este alta să faci afirmații. Domnul Ioniță nu a pus întrebări. Domnul Ioniță a făcut afirmații. Mai mult decât atât, a acuzat. Eu sunt de aici, știți foarte bine, de câte ori m-ați invitat, am venit și am răspuns la toate întrebările și răspund și acum. Dar este bine să nu, mai ales când ne punem titluri de expert, să nu speculăm cu informații greșite. Așa. Și unde se duc banii aceștia pentru taxa de tranzitare? Domnia sa spune că este aici, se lasă loc de corupție. Ei se duc la Gazprom, Gazprom oferă nota și apoi Gazprom transferă către operatorul de transport din Ucraina. Așa. O altă întrebare pe care domnul Ioniță a făcut chiar o comparație. Te duci la magazin și ții o pâine și ajungi acolo, știi cât costă pâinea, dar se spune că 5 lei, de exemplu, în plus plătești pentru transportul acelei pâini. De ce era nevoie să plătim această taxă suplimentară? Asta era întrebarea. Pentru că, din câte cunoașteți, Gazprom este într-o situație de conflict cu operatorul de transport a Ucrainei și nu vrea să le achite mai mult. E simplu. Deci din 2014 este acest conflict. Deci, eu se pare că iarăși aceste persoane pur și simplu nu înțeleg contextul politic în care se află. Adică pentru 5,7 milioane nu se achită taxă pentru că Ucraina acceptă ca să... Nu, pentru că deja este un contract între Gazprom și operatorul de transport care este o sumă care deja este în contractele lor și este cumva obligația Gazpromului să o achite. Nu este o capacitate mai mare. Cealaltă capacitate mai mare care este necesară pentru a suplimi întreg consumul de gaze este contractată de Gazprom, dar achitată de cei care o consumă, adică în cazul nostru de Moldova Gaz prin Moldova Transgaz și Tiraspol Transgaz.
Și banii aceștia ajung la Gazprom. Banii ăștia în final ajung nu la Gazprom, ajung la... Asta era întrebarea, să tranzitează totuși teritoriul Ucrainei. Corect. Ucraina ce are din banii ăștia? Nu, pe ei ajung la Ucraina, dar capacitățile le rezervează Gazprom. Deci Gazprom spune operatorului de transport din Ucraina că uite, vreau să îmi rezervați încă 2 milioane de metri cubi pe zi, primește banii pentru acest transport de la Moldova Gaz și transferă către Naftogaz Ucraina. Așa, încheiem cu declarațiile pe care le face domnul Ioniță, care a spus, a făcut și o conferință de presă și a spus că Moldova Gaz s-a angajat să livreze și să plătească ceea ce consumă Tiraspol Transgaz în această nouă înțelegere. Să citească contractul din 2006, să vadă ce scrie acolo. Suplimentar să-l întreb ce este cu datoria de 8 miliarde de dolari a malului stâng care este pus în cărca Moldova Gaz. Se aduc aminte domnului Ioniță că a fost președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe în Parlamentul Republicii Moldova. Poate era bine să se întrebe atunci de ce datoria aceea sau gazul care este preluat de Moldova Gaz și transmis către zona transnistreană nu se achita. Iar pentru ce este nevoie de aceste speculații din partea... Păi, s-a angajat Moldova Gaz sau nu să livreze Tiraspol Transgaz cantitatea de gaz de care are nevoie și să plătească pentru această cantitate? Această prevedere în contract este o prevedere încă din 2006. Tot gazul care vine de la Gazprom în Moldova vine prin Moldova Gaz și către malul drept și către malul stâng. Moldova Gaz a spus și spune și în continuare, datoria malului stâng este datoria malului stâng și niciodată nu a fost recunoscută și nu poate fi discutată ca fiind o datorie a guvernului, a Republicii Moldova. Este o datorie a malului stâng față de Moldova Gaz și a Moldova Gaz față de Gazprom. Repet, Moldova Gaz fiind o companie controlată cu 65% de Gazprom. Asta e tot. Păi, atunci întrebarea este de ce primește în continuare partea stângă gaz dacă nu achită? Și care e propunerea dumneavoastră? Nici o propunere, întreb. Păi, eu vreau să înțeleg unde duceți. Primește că așa s-au construit lucrurile pe parcursul timpului. Deci noi cumpărăm electricitate de la Amgres, ei primesc acel gaz și da, trebuie să-l plătească. Atâta timp cât îl primesc de la Gazprom și Gazprom nu are nicio problemă că nu îi se achită pentru acel gaz, treaba lor. Dar trebuie să fie foarte clar și noi am spus în toate discuțiile că noi niciodată nu vom recunoaște această datorie. Această datorie este strict una comercială și trebuie să fie pe spatele Gazpromului. Ați declarat inclusiv aici la noi că în cazul în care Gazprom sistează livrările, Tiraspol Transgaz va trebui să achite înainte pentru gazul pe care îl va cumpăra, da? Desigur. Și cum se va întâmpla asta? Păi vor achita către Moldova Gaz sau către Energocom volumele de gaz pe care vor să le cumpere. Cu acești bani se va cumpăra gazul și se va... Și dacă nu vor putea achita, pentru că de unde să achite? Haideți dacă, dacă cumpărăm gaz la preț de piață, putem să ne imaginăm cu toții despre ce discutăm. Fel, bine, astăzi cât fel, e? 1300-1250? 300, a mai scăzut, dar asta nu înseamnă că... Păi va achita așa la fel cum achită toți cetățenii Republicii Moldova, pentru că acest cost a gazului este în tarif și este achitat de cetățeni, inclusiv cu suportul guvernului. Încă o dată, cu suportul guvernului, adică guvernul prin acele compensații. Acorda, nu, guvernul vorbesc... va acorda compensații și malului stâng? Nu am spus asta, am spus că la moment, pentru malul drept, noi achităm gazul prin tarif și iarna mai sunt compensații exact care le dă guvernul. Așa va trebui ce să... Ce se întâmplă pentru malul stâng? Păi, că acolo tot sunt oameni. Siguranță. Deci ei va trebui să cumpere acest gaz și să găsească soluții ca să-l plătească. Și dacă nu? Dacă nu, atunci nu vor avea gaz. Va trebui să se încălzească cu combustibil alternativ, cărbune și alte surse. Fac chiar trimitere la experții care au fost aici și care vorbeau despre... riscul unei catastrofe umanitare în stânga Nistrului în cazul în care asta se va întâmpla, adică nu va ajunge gaz în stânga Nistrului. Ce calcule are Chișinăul? Cum se vor descurca cei de acolo? Deci, noi, din câte cunoaștem, Îngres are cărbune pentru cel puțin 2 luni.
De asemenea, am observat că se fac importuri de cărbune, probabil și de lemn pentru combustibil alternativ. Până la urmă, soluția va fi că ei oricum va trebui să cumpere cel puțin o parte din gaz pentru cei care nu au... La prețuri mari. De piață, sigur. Păi și noi cumpărăm la prețuri de piață. Va trebui să umple la economii. Păi acum, din ceea ce achităm noi, încă o problemă pe care o avem va fi de unde luăm curent electric, pentru că în acest moment 70% vine de la centrala de la Cuciurgan, care produce pe bază de gaz. Dacă nu vor avea gaz, da? Ei vor putea să ne producă necesarul de curent pe... Nu, păi am spus, dacă nu vor avea gaz, noi vom produce mai mult, pentru că termoelectrica și Nord vor produce mai mult și vom cumpăra mai mult din România, piața europeană sau Ucraina, dacă se va restabili sistemul electroenergetic. Și atunci va fi vorba despre cu totul alt preț. Cu siguranță. Deci noi am spus permanent că guvernul a făcut tot posibilul să se găsească până în acest moment cel mai bun preț. Evident, nimeni nu exclude o situație de criză sau o situație extrem de complicată în care, da, va trebui să cumpărăm energie electrică la prețul cel mai bun pe care îl vom găsi pe piață atunci. Dar, repet, să nu uităm că suntem în război. Da, nu sunt bombe pe teritoriul nostru, dar faptul că Federația Rusă a atacat sistemul electroenergetic al Ucrainei ne-a afectat direct. Ori dacă nu se bombarda foarte multe stații de generare a curentului electric în Ucraina, noi în continuare avem să avem curent electric din Ucraina. Și permiteți-mi să zic și celor care până nu de mult spuneau că nu ne interesează război, pe noi nu ne afectează, ia ca că ne afectează și ne afectează extrem de mult. Noi am promis că vom face tot posibilul ca să asigurăm țara cu curent electric și cu gaze. Și vom face asta. Da, probabil va fi mai scump. Probabil va fi un preț care pentru mulți va fi greu de achitat. Venim și cu compensații. Ne-am asigurat că oferim lemne, cărbune pentru cei care au nevoie. Instituțiile publice vor avea combustibil alternativ. Termoelectrica va avea păcură. Dar va fi prețul pe care îl vom plăti pentru sau din cauza acestui război. Revenim la partea stângă a Nistrului ca să încheiem acolo. Ia în calcul guvernul situația în care administrația de acolo nu va putea gestiona situația și atunci să... Administrația, așa numită administrația de acolo, va trebui să recunoască că nu face față și atunci noi, la fel cum am avut grijă de toți cetățenii noștri, vom găsi soluții să vedem cum putem gestiona situația. Pentru că acolo se vorbea despre 300.000 de persoane, cam atât erau cifrele prezentate de cei doi experți, care ar fi nevoie de ajutor pentru perioada rece. Înțeleg. Deci noi înțelegem că și acolo sunt cetățenii noștri, vedem care vor fi până la urmă deciziile celor de la Gazprom și în funcție de asta vom acționa. Dar se discută în guvern despre această situație? Sau... Sigur că se discută. Evident că se discută toate situațiile. Repet, din 24 februarie suntem în război, iar zona transnistreană are un risc sporit. Știți, și de la începutul războiului era clar că trebuie să fie o atenție sporită acolo. Și toate instituțiile responsabile de acest domeniu cu siguranță lucrează și fac diferite scenarii. Da, luăm o pauză pentru publicitate, ne întoarcem după pauză să vedem despre ce se întâmplă în cazul contractului cu România de livrare a curentului electric și să ne spuneți de la cu ce ați venit din deplasări. Poate ați venit cu niște idei de contracte bune sau... Dar asta după publicitate, rămâneți cu noi. Continuăm. Gazprom a mai avertizat că ar putea întrerupe livrările dacă până la 20 octombrie Moldova Gaz nu va achita avansul pentru această lună. Avem bani, mai sunt 3 zile. Azi e 17, nu? Da. Este adevărat, la moment încă Moldova Gaz nu a achitat tot consumul pentru luna septembrie și avansul pentru luna octombrie. Mai avem 3 zile, vedem care vor fi acumulările și capacitatea de plată a Moldova Gaz și apoi vom vedea dacă e cazul să intervenim sau nu. Ar avea, adică Moldova Gaz așteaptă să vină data de 20 ca să ceară ajutor de la guvern? Sau? Nu, Moldova Gaz a solicitat, este important să înțelegem care este volumul acelui eventual ajutor și cum poate fi el oferit.
Și vom plăti în orice caz, da? Înțeleg. Nu se va întâmpla. Noi analizăm opțiunea să fie achitată această datorie. Deja vom vedea mâine pe mâine exact cum se va întâmpla. Apropo, Gazprom a mai avut o avertizare în care spune că ei sunt liberi ca să nu mai livreze în orice moment, pentru că nu, Moldova nu și-a respectat promisiunea legată de datoriile istorice. Noi nu am avut o promisiune față de datoriile istorice. Până în 31 mai nu trebuia să... Noi am avut o promisiune față de realizarea auditului. Exact. Independent. Și noi am explicat, am acționat cu bună credință că acest audit să fie realizat. Acum este în proces de realizare și considerăm că este de bună credință ca și Gazprom să nu vină cu astfel de declarații, dar să execute contractul și să livreze gaz. Da. Păi, și ei spun că Moldova nu și-a respectat angajamentele din acel protocol semnat. Nu este adevărat. Deci noi, în primul rând, trebuie să... Și asta am spus și celor de la Gazprom, că situația s-a schimbat. Ori nimeni nu știa că va începe un război și companiile de audit nu vor vrea să vină din motive de securitate în Moldova. Dar cum decurge auditul? Deci au primit auditorii companiile primele pachete de documente de la Moldova Gaz și sunt în proces de analiză. Știu că au mai făcut solicitări suplimentare și pe rând se analizează toate documentele pentru a putea veni cu o concluzie. Și ce spun? Că se încadrează în timp? Noi... Da, nu avem careva semne că nu s-ar fi încadrat în timpul care este conform contractului. Care este timpul conform? 31 ianuarie. Deci până la finalul lunii ianuarie ar trebui să fie gata raportul de audit. Da. Ca să revenim un pic la aprovizionarea Marului Stâng, mereu vreau să întreb, ca să rețin clar, există undeva un contor? Pentru că, cum se întâmplă? Înțeleg că cine folosește primul gazul? Partea stângă sau partea dreaptă a Nistrului? Adică partea dreaptă livrează părții stângi necesarul sau luăm ce ne rămâne după ce iau cei din stânga Nistrului? Cum se întâmplă? Moldova Gaz înțeleg că livrează Tiraspol exact. Transgaz. Da. Gazul vine sau principalele sistem de transport este gestionat de Moldova Transgaz. Evident că furnizorul sau cel care recepționează gazul este Moldova Gaz. Noi avem două puncte de interconectare prin care vine unul la nord și unul la est. Respectiv cel care de la nord gazele intră direct pe teritoriul controlat al Republicii Moldova. Cel de la est nu. Cel de la est nu, dar acolo sunt operatorii de la Moldova Transgaz care controlează acest flux. Există un contor undeva, da, să știm și noi cât consumă malul stâng? Sigur, există un contor, există cifre, există documente între operatorii de transport care reglementează acest flux de gaze. Pentru că din datele de anul trecut, din această perioadă, înțeleg că stânga Nistrului a solicitat 5,5 da? Milioane metri cub, iar noi 2,7 milioane. Asta înseamnă că acolo consumul este mult mai mare decât la... Nu, consumul nu este mult mai mare. Această diferență se explică prin faptul că cea mai mare parte a consumului de gaz pe malul stâng este la îngres. Corect. Pe care livrează energie electrică și pentru malul drept. Da, dar păi de asta și zic, pentru că la ei nu numai, dar și e uzina de la metalurgică, e și cea de ciment. Oricum, cea mai mare parte a gazului vine să asigure îngres cu aceste volume pentru a livra energie electrică inclusiv malului drept. Așa, și tot așa, tot experții spuneau că 40% din bugetul din stânga Nistrului este format din banii de la gaz. Așa. Care e întrebarea? Întrebarea este că dacă ar rămâne fără gaz această regiune, ce s-ar întâmpla cu... Ar fi o problemă mare pentru această regiune. Extrem de mare și toată lumea înțelege. Dar, repet, asta este situația de după război în care trebuie să acționăm. Și la ultima discuție pe care am avut-o cu reprezentanții din malul stâng, am întrebat direct dacă iau un plan de contingență și am văzut azi acea știre prin care au spus că vor reduce volumele, se pregătesc, respectiv sper că există un plan de pregătire și de raționalizare a consumului
astfel ca toți cetățenii, inclusiv de pe malul stâng, să aibă acces la gaz și încălzire termică. Dar acum să vă întreb, dumneavoastră, chiar credeți că ar putea Gazprom să recurgă la o astfel de măsură, să lase stânga Nistrului fără gaz? Pentru că dreapta, înțeleg că va face niște eforturi și totuși va contracta o cantitate, dar stânga e evident că acolo trebuie să poți să achiți acest consum. Sincer? Sincer. Cred că da. Că ar fi posibil. Da. Să nu uităm că a început un război în Ucraina. Respectiv, deci modul în care se iau deciziile acum este diferit decât se iau pe timp de pace. Deci mie vine greu să înțeleg care vor fi pașii pe care îi va lua Federația Rusă, pentru că este evident că gazul în momentul actual nu mai este un produs pur comercial, trebuie să fie folosit și politic. Respectiv ar putea lua orice decizie în acest nou context. Dar există o comunicare cu cei de la Gazprom? Între dumneavoastră și Miller, de exemplu, există? Am avut acea discuție la sfârșitul lunii august și am solicitat chiar astăzi să mai avem o discuție, să reușim poate până la 20, să ni se spune în care sunt planurile, ca să putem acționa în funcție de cum văd ei lucrurile mai departe. Și? Niciun răspuns? Până ce nu, din câte cunosc, această solicitare se analizează și dacă o astfel de discuție va avea loc, neapărat voi informa opinia publică. Dar șeful Moldova Gaz reușește să discute cu șeful Gazprom? Din ce cunosc, discută cu alți colaboratori de la Gazprom. A avut o discuție cu domnul Miller câteva săptămâni în urmă, când a fost la Sankt Petersburg, din ce știu. Dar să luăm situația în care despre care vorbim, da? Cea mai proastă. Cum și de unde vom lua gaz? Pentru că e una, prețul foarte mare, și doi, încă trebuie să găsești gaz, că nu s-a aprovizionat toată lumea 100% și stă bine, mersi, criza e peste tot. Da, volume la moment pentru Republica Moldova cred că pot fi găsite pe piață, pentru că noi suntem o țară mică, necesitățile noastre sunt mici. Este adevărat că necesarul în întreg spațiu european nu este încă acoperit, dar acolo vorbim de miliarde de metri cubi. În cazul nostru, întreg volumul necesar pentru această iarnă ar fi în jur de 500 de milioane de metri cubi și din estimările noastre și din ce vedem pe piață. 500 de milioane de metri cubi? Da. În cazul în care economisim și termoelectrica trece pe păcură. Deci, respectiv, acest volum de gaze poate fi găsit pe piețele internaționale. Cu tot cu stânga Nistrului? Acest volum este pentru malul drept. Pentru malul drept. Adică... Malul drept, noi încercăm să aflăm care ar fi necesarul de gaze pentru malul stâng, doar pentru populație și instituțiile publice sau sociale, grădinițe, școli, spitale. Din păcate este mai greu să avem aceste cifre, ori nu noi, din păcate nu controlăm acea zonă ca să înțelegem exact. Dar ei nu sunt cooperanți în această situație în care este evident că odată ce s-ar întâmpla acest scenariu, ei vor avea de suferit mai mult decât rămân fără bani în buget, o bună parte, rămân fără de unde compensații, cum achiți, deci practic rămân fără gaz. Noi suntem în comunicare și biroul de reintegrare este în comunicare și noi pe subiectele de energetică comunicăm, unele cifre le avem, pentru noi e interesant sau să obținem cifre mai exacte, care din păcate încă nu le avem finale. Dar am discutat la acea comisie guvernamentală pentru pregătire de sezonul de încălzire și sperăm să le obținem în săptămânile următoare. Am văzut într-un interviu acordat în România că Republica Moldova ar consuma circa 5% din volumul consumat de România? Nu, din producere. Din ceea ce produce. Din ceea ce produce. România. Deci ar fi... Să spunem că România produce 80% din necesar, înțeleg că restul mai simplu importă. Mai simplu. România produce în jur de 9 miliarde de... Între 8 și 9 miliarde, da, de metri cubi de gaz pe an. Necesarul nostru fiind de jumate de milion pentru această iarnă, ar fi 5-6% din 7% din ceea ce produce. Dar atunci când premierul României a declarat atunci că România poate să sprijine Republica Moldova cu 5 milioane de metri cubi de gaz pe zi, da? El
s-a referit la faptul că ne-ar livra această sumă zilnic sau că asta e capacitatea gazoductului? Că... Asta este, din ce am înțeles, pentru că eu intenționat am găsit acel video ca să înțeleg exact. Și eu m-am uitat și n-am înțeles exact. Deci eu am înțeles foarte clar că e vorba de care este capacitatea de transport a conductei Iași-Ungheni-Chișinău. Și este adevărat, capacitatea de transport este de aproximativ 5,4 milioane metri cubi pe zi. Așa, deci asta nu înseamnă că el a spus că România va livra această cantitate. Așa am înțeles și eu. Declarația care a făcut-o premierul Ciucă nu vorbește despre gazul propriu-zis, dar despre capacitatea interconexiunii. Este evident că interesul Moldovei este să avem un contract pe termen lung cu România de livrare a gazului. Deci dacă vorbim de această capacitate, este firesc că n-ar fi capacitatea de care am avea noi nevoie pentru a trece de iarnă pe zi, nu? Nu, ar fi suficient. N-ar fi cu tot cu Transnistria, ar fi pentru malul drept. Chiar și cu tot cu Transnistria, dacă am vorbit doar de consumul pentru casnic. Da. Evident că nu ar fi suficient pentru a oferi gaz MGRES, MMZ sau altor companii mari consumatori de gaz. Și în cazul în care ajungem ca să cumpărăm la preț de piață din România sau cum? Întrebarea e, discutați cu partea română de ce nu avem și noi o claritate? Ce se întâmplă? Pentru că în situația în care suntem și România au probleme cu livrările de gaze. Consumul României este mai mare decât ceea ce produc. Și România, din ce cunoaștem, la fel caută soluții să cumpere. Și dacă noi căutăm jumate de milion și mod practic le-am găsit, România caută peste un miliard de metri cubi. Da, tocmai de asta. Respectiv, e un consum mic raportat la nevoile exact. României. Exact, deci noi am cumpărat de pe piețele internaționale. Putem cumpăra și de pe bursa română dacă ar funcționa, de pe bursele europene. Dar bursa română nu funcționează, da? Nu funcționează. În ultima perioadă nu funcționează și nu se poate de cumpărat gaz de pe BRM, bursa română de mărfuri. Dar de ce? Pentru că nu este gaz, nu îl vinde nimeni. Este gaz. Da. Noi astăzi am, Energocom astăzi a lansat o licitație pentru a cumpăra gaz. Am avut un singur participant. Prețul a fost un pic, am considerat noi, prea mare și iarăși mâine va fi, deci practic în fiecare zi Energocom va lansa licitații noi ca să cumpărăm gaz la un preț cât de cât bun. Da, astăzi spuneam că e 1250-1300 undeva acolo, dar ce preț vi s-a propus la licitație? A fost un pic mai... Deci, iarăși, pe piețe sunt diferite produse. Prețul care îl vedem noi public este prețul pentru așa numit front month index sau cât ar fi gazul dacă l-am cumpărat cu livrare în luna următoare. Însă, pe piețe mai vând și un produs așa numit day ahead sau prețul gazului pentru ziua de mâine. Și dacă ne uităm la prețul gazului pentru ziua de mâine, am avut prețuri în jur de $1,000. Tot cu ce am primit. Eu cam cât luăm acum de la ruși. De ce? Nu e o ofertă bună? Adică vă gândiți că va scădea și mai mult? Nu că ne-am gândit, dar tot cu, pentru că mai sunt și alte costuri de transport, depozitare, un pic mai mare. Dar, repet. Deci am vrea să luăm acest gaz ca să-l depozităm. Cu siguranță. Păi noi vrem să cumpărăm gaz acum ca să creștem depozitele. Și să-l depozităm în Ucraina, așa cum s-a în Ucraina sau în România. La moment am depozitat în Ucraina și putem depozita în continuare acolo. Dar în România cât avem depozitat? 24 de milioane. Și în sistemul Ucraina? De transport. Diferența trebuie să fie 30 de milioane de metri cubi trebuie să fie stocate în Ucraina. În nu depozite? Fost... În depozite, da. În România e în sistemul de transport. Da. Așa. Ați fost la Baku. Cu ce ați venit de acolo? Ați ajuns la vreo înțelegere? Deci, în primul rând, la Baku am fost pentru a avea ședința interguvernamentală între Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan. De asemenea, a fost și doamna prim-ministru într-o vizită oficială. Deci, pe lângă subiecte energetice, au fost discutate și subiecte economice. Dar energetic, ce ați discutat? Că am văzut că v-ați văzut cu omologul.
Energetic, continuăm discuția referitor la semnarea unui contract pe termen lung cu Azerbaijan. Volumele de gaz sunt limitate pentru că cea mai mare parte din ele au fost contractate deja ani în urmă. Deci noi menținem acel dialog pentru că noi considerăm că Azerbaijan ar fi o sursă alternativă în termen mediu și lung pentru Republica Moldova. Dar problema care este? Că prețul este mare sau nu există gaz? Ambele sunt. Și volumele și prețul. Și evident inclusiv transportul. Pentru că din Azerbaijan mai sunt câteva țări care trebuie să tranziteze. Și, trebuie și să cum l-am aduce de acolo? L-am aduce prin Turcia, Bulgaria sau Grecia, Bulgaria, România și Chișinău. Deci există posibilitatea de a aduce. Acum se pune problema cantității de gaz, da? Și da, a prețului. A prețului și inclusiv a transportului, pentru că trebuie să ai înțelegeri cu toate țările ca să fie rezervate acele capacități de transport. Și când, cine le rezervează? Și, deci deja proceduri tehnice la care se lucrează. Da. Nu știu dacă ați văzut că președintele a fost victima unei farse făcute de ruși. Președinția a spus deja că este vorba despre un deep fake acolo. Dar la un moment dat, într-o discuție cu pretinsul premier ucrainean, doamna președinte Maia Sandu, și-ar fi cerut scuze pentru o ieșire a dumneavoastră emoțională într-o discuție cu omologul din Ucraina. A fost așa ceva? Nu? Nu am văzut acea discuție și nu știu despre ce e vorba. Dar ați avut vreo discuție cu... Eu am discuție. Pe o altă tonalitate sau, eu știu, v-ați enervat în vreo discuție cu omologul ucrainean? Eu nu știu la ce s-a referit doamna președinte. Eu am discuții destul de dese cu omologul din Ucraina și nu doar. Și destul de des se întâmplă să... Și când... Bun, din punctul meu de vedere nu am avut nicio discuție care să depășească cumva un dialog civilizat între parteneri. Dar evident că discuțiile pe domeniul energetic în contextul actual nu sunt ușoare. Și sunt momente în care trebuie să cumva să discutăm probabil un pic mai apăsat pentru a... De ce există și astfel de discuții? Da, dar nimeni nu le neagă, totuși până la urmă suntem și noi oameni și discutăm subiecte extrem de complicate. Eu chiar vreau ca toată lumea să înțeleagă că subiectul energetic în situația în care suntem acum nu este unul de glumă sau de, nu știu, așa, tratat cu superficialitate, deci este un subiect extrem de complicat, în care am spus-o de mai multe ori, cele mai bogate țări din spațiul european au și ele provocări. Exact, dar noi asta vedem și vedem ce se întâmplă și în Europa și așa mai departe. Ca să terminăm cu acea discuție, totuși acolo s-a mai abordat un subiect și anume ca un subiect legat de Giurgiulești, în care ucrainenii să folosească cumva o zonă, un teritoriu micuț acolo sau ceva în Giurgiulești. Ne puteți spune dacă au loc astfel de discuții cu ucrainenii și despre ce este vorba? Repet, eu nu am ascultat acel interviu cap-coadă, am văzut anumite titluri de știri, dar nu văd nimic spectaculos în asta. Ori ucrainenii și acum folosesc portul Giurgiulești. Era vorba despre un teren acolo de... Nu, păi ei folosesc portul Giurgiulești pentru a-și transporta grânele, pentru a importa produse petroliere. Și noi permanent am făcut asta și de când s-a început războiul am oferit tot suportul ca să facilităm acest transport de mărfuri din Ucraina și spre Ucraina. Inclusiv la nivelul Uniunii Europene este și o inițiativă numită Solidarity Lanes sau trasee de solidaritate, astfel ca să ajutăm Ucraina în această perioadă complicată. Am înțeles, dar toate porturile oficial sunt... se discută cu ucrainenii ca să li se aloce o oficial, parte de teren acolo la Giurgiulești? Din ce cunosc eu nu au fost astfel de discuții, au fost discuții despre cum să creștem capacitatea portului Giurgiulești, atât de stat cât și cel gestionat de Danube, ca să putem transporta mai multă marfă spre Ucraina, din Ucraina, spre Moldova, din Moldova.
Deci aceste discuții au fost și ele, dacă vreți, au fost și pe cale ferată, ori Basarabeasca, Berezinou, tocmai de asta a fost făcută regim de urgență. La Galați, România face investiții în port, la Constanța, pentru că, să înțelegem, toate porturile din Ucraina sunt blocate. Unica ieșire este prin Moldova, Ucraina și deja. Unii speculează că ar fi vorba de acea o bucată de teren pe care noi am fi luat-o în schimbul șoselei Palanca, porțiunii acelea pe care... Nu, eu nu cunosc despre astfel de discuții și nu le consider serioase. Așa, deci am înțeles. Luăm o pauză pentru publicitate și ne întoarcem să vorbim despre electricitate și drumuri și ce mai intră în domeniul dumneavoastră de activitate. Publicitate. Continuăm. Ați declarat că vă doriți un contract pe termen lung cu România în ceea ce privește livrările de gaze. Gaze. Adică nu de electricitate sau și? Noi, evident, ne dorim mai multe contracte pe termen lung care să diversifice livrările de gaz și energetic. De ce depinde acest lucru? Că așteptați, ați spus, mingea este în teritoriul țării vecine. Ce trebuie să întâmple ca să aibă loc încheierea acestui contract? Păi, contractul se încheie între două părți. Așa. Avem nevoie de decizia României, dacă poate să livreze gaz și în ce volume, și respectiv să vedem care este prețul și în funcție de asta să spunem dacă putem semna sau nu. Și cum se obține acest răspuns? Cu cine? Noi am făcut demersul, din câte cunosc, colegii din România analizează și odată ce va fi un răspuns, probabil îl face public sau ne vor anunța. Să sperăm că se va întâmpla în această iarnă. Repet, obiectivul de diversificare și contractele pe termen lung, evident că nu țintesc strict această iarnă. Aceasta ar fi, dacă vreți, o salvare pe mulți ani înainte. Ori este obiectivul strategic a guvernului ca de acum încolo să nu mai cumpere dintr-o singură sursă, să avem achiziții atât de energie electrică cât și de gaze din mai multe surse, ca să fim siguri că nu ne trezim cu cineva care spune că de mâine nu mai livrează. Și ce își dorește Republica Moldova? Un contract pe termen lung să cumpere din România 5 milioane de metri cubi de gaz? Sau ce anume vă doriți? Cum sună această solicitare către partea Noi am spus la etapa inițială că ne-am dorit să cumpărăm cel puțin 50 milioane de metri cubi pe lună. Și respectiv, asta ar fi în total vreo 600 milioane, cam 50% din consumul anual. Așa, și cealaltă jumătate? Cealaltă jumătate putem să o luăm de la alte surse, spuneam de Azerbaijan sau de pe piețele internaționale, LNG, în funcție, inclusiv de la Gazprom, dacă va decide să livreze în continuare și nu va anunța o dată în săptămână că insistează livrările. Am văzut astăzi o știre că România acordă 10 milioane de euro Republicii Moldova ajutor pentru perioada energetică? Pentru criza energetică? Da. Este suport bugetar care va fi folosit de țara noastră pentru a trece cu bine de această iarnă. Așa. Și v-ați întors și de la Praga, pentru că acolo am văzut că v-ați văzut cu Comisarul European pentru Energie și ați încheiat mesajul de acolo astfel. Am primit asigurări că Uniunea Europeană e alături de țara noastră. Spuneți-ne mai multe. Ce va face Uniunea Europeană? În primul rând, Uniunea Europeană deja face, a acordat cele 75 de milioane de euro pentru fondul de vulnerabilitate, suport bugetar. Pentru compensații. Pentru compensații. La Praga am discutat nou context în care ne aflăm, inclusiv că suntem nevoiți să cumpărăm energie electrică la prețuri mai mari. Am terminat acel mesaj cu gândul că în luna noiembrie va avea următoarea platformă de suport pentru Republica Moldova, în care, din ce mi-a spus și doamna comisar, se lucrează pentru a crește acel suport pentru țara noastră.
deja vom vedea care va fi atunci când ne vom întâlni în acel format. Să revenim la electricitate. Am văzut că s-a interzis exportul de energie electrică din Republica Moldova. Păi cine exportă? Au fost câțiva deștepți care în această criză în care suntem au încercat să facă bani pe seama crizei și a fost nevoit să închidem această... Dar cine sunt și unde se produce energie electrică în Republica Moldova pentru export? Din surse regenerabile au încercat să exporte. Și cine sunt cei care... Și despre ce volume discutăm? Inițial a fost volume foarte mici, dar probabil se încerca o modalitate să se exporte mai mult pe viitor. Și noi am considerat că este total neadecvat, când toată lumea știe în ce situație suntem, să purceadă la astfel de lucruri. Așa, Guvernul României a modificat zilele trecute legislația pentru a putea vinde electricitate Republicii Moldova la un preț de 90 de euro pentru megawatt-oră. Acum 90 de euro înseamnă un preț foarte bun din punctul de vedere al Bucureștiului, pentru că acolo înțeleg că e vorba despre 200 și ceva de euro curentul. Da, 250 și chiar mai mult. Da, știți că România a plafonat prețul la energie electrică pentru consumatorii casnici la 90 de euro. Deci, practic, ce a făcut Guvernul României este a inclus Republica Moldova în acea ordonanță de guvern ca să primim preț la acela... egalitate cu cetățenii care primesc pe interior. Exact. Și este un mare ajutor din partea României. Deci, practic, începând cu vineri, primim câte 100 de megawatt și începând de mâine... Cât înseamnă asta? În aproximativ... Procente din necesar? Aproape vreo 30% din ce e important. Adică ceea ce luăm din Ucraina aproape. Un pic mai puțin. Începând cu mâine, vom mai primi alte 35, deci vor fi 135 de megawatt, ceea ce ar fi aproximativ ceea ce primeam din Ucraina. Totuși, prețul acesta este mai mare decât ce oferă Cuciurgan și ce cumpăram de la ucraineni. E semnificativă diferența. Cumpăram din Ucraina cu 77 de dolari. Da. Aici avem 90 de euro. Și din stânga Nistru 62,5, da? Dacă mi-amintesc eu bine. Deci este o diferență destul... Cum se acoperă această diferență de preț și dacă o vom simți în tarif? Deci tarifele vor fi schimbate în funcție de costul de achiziție a energiei electrice. Respectiv, ANRE va analiza când și cum trebuie să fie influențat acest tarif. Dar noi pornim de la ideea, încă o dată, să avem cel mai mic tarif posibil și aceste 90 de euro în contextul în care a fost bombardată Ucraina și sistemul electroenergetic este cel mai mic preț pe care putem să-l găsim la moment. Da, numai că și aici avem o problemă. Care? Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență care prevede că producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale în limita cantităților disponibile. Ce înseamnă această limita cantităților disponibile? Dacă nu va fi curent, nu luăm. Adică nu ne garantează nimeni că avem acest volum de electricitate. E o prevedere logică. În momentul în care companiile care generează curent electric în România nu pot produce mai mult, nu au de unde să ofere mai mult. Respectiv, va trebui să cumpărăm de pe piețele internaționale. Ca să fie mai clar, poate, pentru cetățeni, ce înseamnă piețele internaționale, trebuie să spunem că noi din februarie suntem interconectați la piața energetică Marte, de fapt, la ENTSO-E. Asta înseamnă că noi, spre exemplu, putem cumpăra energie electrică din Bulgaria sau din Elveția. Și noi am primit câteva oferte. Prețul care este? Prețul este acel de piața europeană, 250-260 de euro. Ceea ce noi nu facem, pentru că la moment această cantitate care o avem din România, plus MGRES, plus creșterea capacităților locale, este suficientă. Dar în aceste condiții. În aceste condiții, evident. Dacă lucrurile se vor complica, Gazprom va deconecta, Ucraina va fi bombardată în continuare, capacitățile de producere în România nu vor fi suficiente, evident că noi avem de făcut două lucruri. Unu, să economisim, și eu la modul serios spun asta, trebuie să economisim.
indiferent de ce facem, în fiecare zi să scoatem din priză, să stângem lumina, să consumăm orele în mod special de la 6 până la 11 seara, să consumăm cât mai puțin, ca să oferim acel spațiu ca noi să putem trece de această perioadă. Suplimentar, am spus, suntem în discuție și cu partenerii europeni ca, dacă vom ajunge într-o situație extremă, evident să putem acoperi sau să venim cu acel pachet de compensații, inclusiv pentru energie electrică. Despre începerea sezonului de încălzire, știu că această decizie o iau autoritățile locale atunci când timp de 3 zile media zilnică a temperaturii este de 8 grade, asta de când fac știri la ProTV, știu. Acum întrebarea este, dacă termoelectrica este pregătită pentru începerea sezonului de încălzire și dacă se va funcționa pe bază de păcură doar sau va folosi și gaz în această perioadă? Termoelectrica a remis un comunicat astăzi prin care a anunțat că este gata de începerea sezonului de încălzire. Din ce m-au informat colegii, situația meteo este că începând până la finalul lunii octombrie nu se prevede stabilirea acelor sau nu vor avea 3 zile cu temperaturi medii de 8 mai mici de 8 grade. Cel mai probabil sezonul de încălzire va începe la începutul lunii noiembrie. Termoelectrica va funcționa în mod special pe păcură și cu o cantitate foarte mică de gaz. Începutul lunii noiembrie? Da, așa am văzut din prognoza medie, dar să vedem cum... Pentru că deja o parte din cetățeni se plânge că e rece în casă, o altă parte sigur nu-și dorește pentru că n-are cu ce plăti. Nu, a fost azi dimineață, da, a fost un pic mai rece, dar eu repet, nu avem de unde să știm. Ne uităm la prognoza medie, care înțeles. Sperăm cumva... Dar în spitale, școli, grădinițe... Păi, cu siguranță se va începe cu instituțiile sociale, primele să fie... Și asta la începutul lui noiembrie cu instituțiile sociale, da? Nu am spus asta, am spus din prognoza meteo. Dacă intrăm acum pe prognoza meteo și ne uităm, vedeți că începând cu zilele următoare vom avea 23-24 de grade și așa e până la finalul de octombrie. Da. Dacă se va schimba lucrurile, evident că noi nu ne dorim ca bolnavii să stea în frig în spitale sau copiii în frig în școală. Evident că vom începe să Dar dumneavoastră vă încălziți casa acum sau nu? Nu. Dar câte grade aveți în casă? Pentru că nu știu, nu am măsurat. La mine sunt 18, cred că și la mine. În birou, cel puțin la minister, în birou este foarte, a fost azi foarte frig și nu... Așa e și peste tot, în case la fel este. Dar a fost, bun, îi repet, astăzi, ieri a fost mai cald, dar astăzi ne-am trezit dimineața cu un pic de mai mare frig. Mâine am înțeles că se încălzește. Da. În casă încă nu am pornit încălzirea și voi economisi și eu că... Cred că este de bun simț să economisim în această perioadă. Da. Să știți că nu vreau să încheiem de data aceasta emisiunea și să nu discutăm absolut deloc despre drumuri, da? Despre ce se întâmplă. Am văzut mai multe declarații cum că în curând vor fi dați în exploatare peste 90 de kilometri de drum din bani europeni. Și este vorba despre Bălți, Fălești, Sculeni. Sunt segmente de drum. Porumbreni și Mișlia, Chișinău, Orchei, Bălți, sectorul 1 al centurii orașului Chișinău, iar asta ne interesează în mod deosebit, din cauza a ceea ce se întâmplă în oraș și a traficului infernal. Când sectorul 1 al centurii orașului Chișinău? Acum, în octombrie, va fi finalizat. Octombrie, poate început de noiembrie. Și mai departe acest proiect, cum evoluează? Vom face licitațiile pentru sectorul 2 și 3 și avem resursele identificate, se va prelungi, sau sectorul 2 și 3, de fapt, va fi reconstrucția, reabilitarea și lărgirea porțiunii de centură. Centura Bahmut va fi săptămâna asta dată în circulație, la Porumbrei ce ați menționat la fel, Bălți, Fălești, Sculeni la fel, Sângerei spre Bălți deja a fost dată în exploatare. Deci tot ce am spus merge conform planului și va fi dat în exploatare. Da. Ce avem acum pe ecran este un carton făcut după un material al colegilor din Mold Street
www.drumurilor.com, care a analizat datele publicate de administrate de stat a drumurilor și privind progresul fizic al lucrărilor de reabilitare a drumurilor pe banii din asistență externă, și a constatat că din luna mai și până la începutul lunii septembrie anul acesta, la unele segmente pe drumuri, de drumuri, lucrările au bătut pasul pe loc practic, în timp ce la altele se atestă unele progrese semnificative. Bine, nu o să mergem pe tot, dar șoseaua Chișinău-Ungheni-Sculeni, despre care vorbim de 8 ani, da, și încă nu a fost dată în exploatare, pe care o construiește compania Azera Evrascon. Ce se întâmplă acolo totuși? Că până va fi dat în exploatare, drumul acesta se poate și strica. Nu. Deja este afectat pe unele porțiuni. Nu, da, este adevărat, este o rușine pentru noi ca să construim drumuri de 8 ani și mai mult. Deci porțiunea Bahmut sau centura Bahmut este practic gata. Săptămâna asta se va deschide circulația. Pe celelalte porțiuni au rămas lucrări de finisare, instalarea unui semafor și în două localități, dacă nu greșesc, sistemul de iluminat. În rest, lucrările sunt finalizate și până la final de an tot proiectul va fi finalizat. Și se va da în exploatare? Deja se circulă pe el. Circulă, dar va fi... Da. Autoritățile vor accepta acest proiect și vor da în exploatare. Cu siguranță. Deci vă spun, cea mai mare problemă și pe care am insistat foarte mult a fost centura de la Bahmut. Care, gata, se fac liniile acum, se fac ultimele lucrări și săptămâna asta va fi deschisă circulația. Dar ce se întâmplă cu porțiunile care sunt deja stricate? Dar nu sunt la întreținere, pentru că anumite porțiuni din drum, deci au fost date mai de mult. Deci întreg drumul a fost pe porțiuni, au fost date mai mult în exploatare și acum sunt la întreținere. Da. Mai este și al doilea un segment din drumul Bălți-Vălești-Sculeni, unde la fel s-au oprit lucrările la nivelul ceva mai mare de 96%, spun colegii din... Acolo sunt lucrări de finalizare care trebuie să fie... Care tot trebuie să fie finalizate. Da, și va fi duse toate, până la sfârșitul anului, toate aceste porțiuni vor fi încheiate. Da, banii din fondul rutier, cum se folosesc? Pentru că am văzut că o parte din acești bani sunt folosiți pentru compensații. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci, așa este procesul bugetar. În anumite decizii CSE a fost... luați bani din fondul rutier pentru a fi alocați pe termen scurt pentru o altă, spre exemplu, pentru refugiați în perioada războiului. Dar dacă o să citim deciziile CSE, următorul punct era că la următoarea rectificare a bugetului, fondul rutier va fi completat. Și la ultima rectificare a bugetului care a avut loc în septembrie, fondul rutier a fost completat cu toate sumele. Încă acest fond a crescut pentru că s-a adăugat drumul de acces la podul Leova-Bumbăta, care, apropo, astăzi s-a pus primele straturi de asfalt pe anumite porțiuni de la acel drum de acces. Ați văzut, colegii de la Cusens v-au prins cu o declarație care nu corespunde realității și anume... Da, știu, a fost o mică inexactitate. Ați umflat cifrele când vorbiți despre banii alocați în 2022 pentru infrastructura drumurilor locale. Nu cred că titlul este tocmai potrivit. Păi, ați spus că în acest an au fost alocați cu 800 de milioane de lei mai mult, ceea ce este fals, spun ei, pentru că în acest an, de la Ministerul Finanțelor au primit răspuns că s-au alocat cu 456 de milioane de lei mai mult. Deci eu, inexactitatea pe care am făcut-o și am spus colegilor de la Cusens, m-am referit la suma integrală care a fost dată administrației publice locale 1 și 2, adică peste 800 și un pic de milioane, iar pentru administrația publică locală de nivelul 1, suma a fost cu adevărat dublată. Deci primăriile de nivelul 1 au primit bani dublu comparativ cu anul trecut. Apeductul Chișinău-Călăraș este un proiect pe care foarte multă lume îl așteaptă. Nu știu cum... Am văzut că a fost deblocat prin votul în Parlament, așa ați scris dumneavoastră, cu 53 de voturi. Cât va dura până va fi dat în exploatare? Până în 2025 trebuie să fie finalizat atât apeductul, cât și rețelele de distribuție sau de conectare a oamenilor. Așa. Până în 2025, asta înseamnă în 2 ani, noi trebuie să... În 3 ani are 3 și... Ani, da. Pentru că deja 2022... Da, eu regret... 2022 e pe sfârșite. Da.
Este un acord care a fost semnat câțiva ani în urmă și, din păcate, a fost întins ca de-abia acum să reușim să-l ratificăm. Da. M-am mai uitat pe încă un lucru care mi-a atras atenția. Vorbim despre strategia Moldova Europeană 2030, pe care ați susținut-o în Parlament. Da, 2030, când stăm să ne gândim, sunt 7 ani înainte, ne calculând din acesta care deja s-a scurs aproape. Sună mult, dar în același timp va fi puțin. Iar ceea ce dumneavoastră ați propus aici e foarte mult. Să zicem, construirea autostrăzii Chișinău-Iași, da? Elaborarea proiectului național pentru construirea autostrăzii. Noi deja avem identificați bani pentru a începe proiectarea acestui porțiuni de drum. Inclusiv, trebuie să spunem că această porțiune de drum face parte din rețeaua TEN sau rețeaua europeană, transeuropeană, respectiv contăm și pe suportul Uniunii Europene, ținând cont că deja suntem țara candidat, care va investi în interconectarea Republicii Moldova, cât și a Ucrainei, la sistemul de transport european. Și aici, în timp, ca să nu vorbim de bani, că înțeleg că aici... Dacă ne vom mișca așa cum am început în acest an, 7 ani este realist ca să avem autostrada construită sau cel puțin aproape finisată. Uh-huh. Dar podul de la Ungheni de acolo... Podul de la Ungheni este în licitație, pentru că construcția se face de Guvernul României cu banii românești, este în licitație și sperăm că la anul deja să înceapă construcțiile de proiectare și pentru că acel pod ar rezolva foarte multe probleme. De acord, și acel pod de fapt ar trebui să fie podul de conectare acestei autostrăzi între Republica Moldova și România. Așa, să sperăm că va fi. Mai avem încă poduri peste râul Prut, poduri rutiere de frontieră, cum le numiți. Mă rog, mai multe sunt aici, da. Așa. Interconectarea căilor ferate între Moldova și România. Știți, eu am mulți ani aici, pe scaun, nu pe acesta, dar în acest studiu. N-am să spun câți. Despre cartamentul european, cred că se discută de vreo 20 de ani, dar nu s-a făcut nimic. Da, ei nu au făcut, dar noi am început deja un studiu de fezabilitate pe această porțiune. Este făcut de Agenția de Dezvoltare franceză și la începutul anului viitor vom avea primele rezultate, care va explica sau va spune care este cea mai bună soluție tehnică pentru acest tronson. Și cum vedeți acest proiect? Așteptăm să vedem rezultatele studiului de fezabilitate și apoi vom spune cum, pentru că noi avem foarte mare interes acum față de calea ferată din Republica Moldova, inclusiv partenerii din Franța sunt interesați, tocmai de aceea facem acest studiu de fezabilitate ca în baza lui să căutăm și resurse financiare, dar și companii care să vină. Domnule ministru, în perioada dumneavoastră, credeți că măcar începe acest proiect în perioada mandatului dumneavoastră? Pentru că, vă spun, atâta vreme cât discutăm despre un proiect foarte important, trebuie să existe voință politică. Doamna, și la București și la Chișinău. Cel puțin asta să existe. Nu, trebuie să existe măcar la Chișinău, în primul rând. Spuneți-mi un proiect mare care noi nu am avut suficientă voință să-l pornim în acest an. Păi de asta zic. Dumneavoastră aveți un mandat în timp limitat. Dumneavoastră nu veți fi până în 2030, cred, ministru, nu? Mai ales dacă vreți să candidați la primărie. De unde știți că n-am? Cui lăsați gospodăria de la... Dacă o să aranjăm corect procesele și vom lucra așa cum am spus, onest, și vom aduce oameni integre la guvernare, indiferent cine va fi ministru, proiectele se vor mișca înainte. Da, înțeleg că... Ori noi am demonstrat și cu linia electrică Vulcănești-Chișinău și cu Basarabeasca-Berezinou și cu proiectele de drumuri și cu apeductul care trenează de foarte mult timp și cu proiectul de trecere a apei potabile peste sub Prut. O să vedeți că în următoarea ședință de guvern care va fi la Ungheni vom aproba semnarea acordului referitor la apă vitală. Deci tot ce am promis noi
și toate proiectele care au fost înțeleg că dumneavoastră involuntar ați confirmat că veți candida la Primăria Capitalei, dar nu numai că ați confirmat că veți candida, dar încă aveți și certitudinea că veți câștiga. V-ați spus foarte clar, indiferent cine va fi la ministerul. V-am întrebat în cazul în care cui lăsați gospodăria. Dumneavoastră m-ați întrebat anul 2030. Nu, eu v-am întrebat timpul mandatului dumneavoastră, nu anul 2030. Dumneavoastră m-ați întrebat că uite, planurile sunt pe 2030 și nu cred că... Dumneavoastră nu veți fi până în 2030. V-am întrebat în timpul mandatului. Veți fi ministru până în 2030, cred. Deci... Candidat sau nu la primărie? Haideți, spuneți-ne odată că întrebarea asta se tot învârte prin toate studiourile și nu v-ați săturat să vă tot întrebe lumea. Haideți, spuneți deja. Nu m-am săturat. Nu? Mai vin odată. Puteți să veniți, dar candidați? La ce? La Primăria Capitale. Să știți că sunt multe... Păi, tot ce vreți este... Indicii, că da. Păi, dacă sunt indicii, rămâneți cu indiciile. Eu am să anunț sau nu am să anunț când am să consider că... Dar de ce așa de greu vă decideți să anunțați? Dar nu e vorba de mine. Sunt niște proceduri în partid care trebuie respectate. Am înțeles. Deci așteptăm ca partidul să decidă când este momentul potrivit ca să anunțe candidatura dumneavoastră. Foarte, foarte veselă sunteți spre final de emisiune. Păi cred că și cei de acasă deja la ora asta se întreabă, mai au oamenii ăștia atâta să se învârtă în jurul cozii că... Păi hai să mai învârtim un pic, dar pe bune. Important e să găsim un candidat care să... Noi vedem meciul dintre dumneavoastră și Ivan Ceban, Ion Ceban. Ion Ceban dansează, eu joc fotbal. Da. Am văzut că sare bine. La alegere o să vedem care e mai bun. L-a sărit în sus cu siguranță. Cred că mă bate. Da. O să așteptăm să ne anunțe și partidul decizia, dar înțeleg că deja nici nu confirmați și nici nu infirmați. Mai glumim. Da. Seara târziu, cred că. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru... Am un mesaj la final. Vă rog. Către oameni. Vă rog, să economisim. Corect. Deci vă rog din tot sufletul, stimați cetățeni, cred primari, că de asta ați acceptat să veniți astăzi. Administrația publică locală, toți cetățenii să economisim în această perioadă. Ori atacurile asupra Ucrainei din partea Federației Ruse au distrus o mare parte din capacitatea de producere a energiei electrice, din care se asigura și 30% pentru țara noastră. Deci vreau să fim solidari, în mod special în orele de dimineață și seara, să încercăm să folosim cât mai puțină energie electrică, să deconectăm aparatul sau electrocasnicele care nu folosesc, să scoatem din priză, să punem la încărcat telefonul pe timp de noapte decât seara. Și eu am spus de mai multe ori, noi suntem o țară de gospodari și știm cum să economisim atunci când timpul o cere. Mulțumesc foarte mult pentru efortul dumneavoastră. Eu n-am nimic împotriva faptului că trebuie să economisim, odată că resursele nu sunt infinite și doi că facturile sunt mari, dar să știți că unii vă critică pentru faptul că ați solicitat să se economisească. Eu știu că mă critică, dar eu nu mă ascund de greutățile prin care trebuie să trecem împreună și eu sunt aici pentru a fi sincer, corect și onest cu oamenii, să le spun cum stau lucrurile, nu să-i duc în eroare și eu cred că oamenii înțeleg că suntem într-o situație complicată. Noi o să așteptăm factura dumneavoastră să vedem cât ați economisit. Eu am să vă dau și factura, dacă o să îmi solicitați. Vreau să spun că am renunțat la compensații pe site-ul compensații.gov.md. Dăm cetățenii să se înregistreze, cei care au nevoie. Deci eu trăiesc exact aceeași situație pe care o trăiesc toți cetățenii. Este adevărat, am venituri mai mari decât media cetățenilor, tocmai din acest motiv am renunțat la compensații și vă face economie. Venituri acum sau venituri făcute până a ocupa această funcție? Deci eu am venituri din afaceri care le-am avut. Ca să fie clar. Nu vă referiți la salariul de ministru, care este de 15.000, undeva așa, da? La ce salariu aveți, apropo? 15.500, cred că în jur de 15.500, da. Și vă ajunge ca să existați? Nu.
Nu, cu siguranță. Deci veniturile vin din afacerile pe care o am și vin în formă de dividende. Dar ce afacere aveți? Că noi sigur ne putem uita pe declarația noastră, dar... Am trecut la alt subiect. Nu, dar pe încheiere. Haideți să vă întreb dacă tot ați pomenit. Deci am... Deci dețin două, de fapt, companii care fac traduceri pentru piața internațională. Traducem, spre exemplu, cărți tehnice pentru mașini, electrocasnice. Cred că toată lumea a văzut o carte tehnică, este în 10 limbi. Cărți de citit și alte documente tehnice pe care le facem. Da, vă mulțumim foarte mult pentru participare. Dar să știți că probabil va trebui odată să dau mai multe detalii pentru că să aduc lumină în... Da, păcat că n-am început cu această întrebare, că am fi avut mai mult timp. Mulțumim tare mult pentru participare. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem lunea viitoare. Rămâneți cu ProTV. O seară liniștită.